Foarte important, înțeleg că de la 1 aprilie vom ști și cu ce anume vaccin, da, ne vaccinăm. Cu care fi... dintre cele trei, al patrulea, înțeleg că Johnson & Johnson va apărea și el în aprilie în România. Absolut, cel de-al patrulea vaccin care are deja autorizație condiționată de punere pe piață, Johnson & Johnson, cel produs de Johnson & Johnson, va sosi în România cândva la mijlocul lunii aprilie, cel mai probabil în jur de 100.000 de doze. Acesta este estimatul pe care îl avem în momentul de față, dar sigur completează un portofoliu de trei vaccinuri deja existente pe care le cunoaștem și aș începe cu următoarea informație. Indiferent de vaccinul pe care l-am făcut, dacă am făcut deja rapelul sau dacă planificăm să ne vaccinăm de acum încolo, să știți că toate vaccinurile sunt, au eficiență similară și sunt sigure. Deci toate vaccinurile care au autorizație de la Agenția Europeană a Medicamentului și care sunt folosite în România, sunt sigure, sunt vaccinuri sigure și vaccinuri eficiente. Dar diferă simptomele post-vaccinare între cele patru vaccinuri? Am văzut, da, tot felul de simptome, tot felul acum, ce e important, sigur că absența lor nu provoacă știri și nu provoacă așa o discuție. 3,5 practic apariția simptomelor, aceste reacții adverse traduse de diverse semne și simptome pe care le simțim și pe care de consecință faptul că declarăm, aceste evenimente survin cam la 3,5 persoane din 1000 de persoane din 1000 de vaccinări efectuate. Deci ar fi 7 persoane din 2000 de persoane vaccinate declară că au reacții, așa numite reacții adverse. E esențial să completăm și să finalizăm această idee prin următoarele două afirmații. În primul rând că toate reacțiile adverse pe care le-am avut în România sunt minore și comune, cu o singură excepție, un caz sigur de care a fost tratat și care nu a avut altfel decât o complicație de moment, nu a avut niciun fel de consecință ulterioară. Dar toate, cu această singură excepție, toate cazurile sunt de reacții adverse sunt minore și comune. Deci nu trebuie să ne facem griji din această perspectivă, pe de o parte. Și pe de altă parte, nu este obligatoriu, așa cum spuneam, să apară aceste reacții adverse minore și comune. Apar destul de rar, foarte rar și de cele mai multe ori sunt chestiuni fie locale, o mică jenă, un mic disconfort la nivelul umărului, la nivelul locului injectării, sau generale cu o stare de oboseală, eventual mici dureri, dar sunt chestii care dispar în câteva ore, o zi, maxim două. Deci... Dar au existat și decese după ce s-au vaccinat? Nu, încă nu știm dacă a fost o cauză faptul că s-au vaccinat sau au avut, sufereau de alte comorbidități sau... În momentul de față vorbim în România de 1,8 milioane de persoane vaccinate. Din această perspectivă este esențial pentru a conserva încrederea în vaccinuri și încrederea în aceste vaccinuri pe care le folosim să, cu atât mai mult cu când vorbim de chestiuni sensibile, să facem informații și să facem anunțuri bazate pe dovezi. Au existat, într-adevăr, au fost câteva decese care au survenit ulterior actului de vaccinare, însă trebuie să fim foarte preciși atunci când facem mențiuni cu privire la acest aspect, cu atât mai mult atunci când am putea să lăsăm loc de interpretare, pentru că nu trebuie să se întâmple acest lucru. Nu există dovezi care să asocieze vaccinarea cu aceste evenimente tragice care într-adevăr au survenit. Pentru ce există sigur relația de cauzalitate este pentru acele reacții adverse minore și comune de care am vorbit, dar care sigur sunt de o gravitate diametral opusă. Vorbim de chestiuni minore, mici dureri și mici, un mic disconfort eventual dacă vrei să vorbim de cele la nivel local. Deci una peste alta, au fost și discuțiile cu AstraZeneca la nivel european. Agenția Europeană a Medicamentului a venit și a spus foarte clar că se recomandă continuarea vaccinării cu vaccinul produs de AstraZeneca și că nu există o relație de cauzalitate între vaccinarea și suprapunerea de evenimente trombotice care au apărut ulterior. Mai mult decât atât, știm că ne-am uitat și la datele europene, spre exemplu, că vorbeam de această situație, de această patologie foarte importantă, tromboza de sinus venos cerebral, la 30 de milioane de vaccinări, la 5 milioane de vaccinări de persoane vaccinate sunt 30 de cazuri înregistrate, ceea ce Agenția Europeană a Medicamentului a spus foarte clar.
această rată nu depășește rata populației generale pentru aceeași patologie. Deci nu sunt mai multe cazuri pentru această, pentru această situație care apar, uitându-ne la cele 5 milioane de persoane vaccinate, nu sunt mai multe față de 5 milioane care n-au fost vaccinate și care le putem observa într-o, în condiții normale, să spun așa.